Gura liber, eu simt nevoia. Bun, haideți mai este să intrăm în horoscop. Și atunci, trebuie să găsești și unul care să fie pe frecvență cu tine. Dar să vezi cum se încarcă acum, la echinoxul ăsta și pe perioada de primăvară, fiecare zodie. Uite, luăm de exemplu o zodie de foc, pentru că noi în spate am lăsat o zodie de apă, da? Pești. Pești. Care au fost mai calzi, mai blânzi, mai buni, mai utopici și au visat mai mult. Păi berbecul nu mai visează, a trecut la acțiune. A intrat în zodia berbecului, acțiunea este în primul rând, da? Acum încearcă nativii din zodia berbec, încearcă noi provocări. Ia, hai să vedem. Deci, pentru că berbeci au parte de noi provocări. Au parte și ei le caută, înțelegi? Pentru că noile astea provocări, de multe ori asupra lor, sunt ca niște rampe de lansare pentru ceea ce urmează să vină. Că tu dacă nu te-ai urcat undeva cu săniuța în vârful dealului, n-ai cum să evitezi să te duci mai repede. Da? Am tras, am urcat și acum am ajuns în vârf. Și acum ne bucurăm de tot ce înseamnă bucurie. E bine să dați dovadă de optimism, chiar dacă sunt aceste provocări, pentru că provocările nu vin decât să vă aducă schimbări benefice. Adoptați o atitudine pozitivă, încrezătoare, veselă și dacă veți reuși să vă concentrați, să descoperiți și răspunsurile la toate acele întrebări care v-au frământat în timpul iernii, treceți la acțiune și puneți-le în aplicare. Pentru că berbecul este o zodie de acțiune, nu e o zodie de așteptare. El întotdeauna, dacă nu are provocare, o caută. Și dacă a găsit-o, îi convine. Deci, dar berbecul să-și adune forțele, să nu dispere, să nu fie optimist, că va trece cu bine peste toate provocările. Singurile ți-am zis, poți să apară ceva, spune-mi că vin prea multe provocări. Dar, așa cu forța de lucru, de muncă, puterea lăuntrică pe care o are și pe care o dăbândește acum cu energiile astea noi, se apucă și de la o parte toate greutățile. Bun. În schimb, taurul, sunt sfătuit să se... nu știu, să tempereze un pic. Ei nici nu sunt o zodie de acțiune. Dar acum trebuie să dea dovadă de mai mult calm și să precumpănească tot, să seteze un ritm al lor. Adică este cel mai bine de adoptat de către tauri metoda pașilor mici. Deci să nu se grăbească taurii. Festina lente, spune latinul, da? Grăbește-te încet. Grăbiți-vă încet pentru că voi, cu paș mic, veți putea cântări toate situațiile, evite tot ce înseamnă, mizați pe diplomația care o aveți prin nativitate, da? Și puteți avea succes în următoarea perioadă, atât pe plan profesional, cât și sentimental. Că taurul, dacă nu iese în pășune, la pășune, la iarbă verde, n-are cum să îndrăgostească. Acolo, în staul, nu prea-i convine lui. Însă el vrea câmp verde, frumos, flori și bucurie mare. Ne mutăm la nativii din zodia Gemeni, care au o lecție de învățat. Nu începeți nimic până nu terminați ce ați avut în derulare. Deci, fără proiecte noi, dacă nu ați terminat... Ei au tendința să înceapă mai multe lucruri deodată și extenuează la un moment dat cad frânți, pentru că nu le-au terminat pe toate. Dacă începe unul, face o corelare, știi, de aici ăsta se leagă cu tare și îl începe și pe alalt. Acum nu mai e timpul de așa ceva. Primăvara asta, începutul ăsta de primăvară, trebuie să vă uitați în oglindă și să vedeți, eu sunt ăla care vreau de toate sau eu sunt ăla calm. Da? Vezi că ești cel din dreapta, l-ai mai temperat un pic, tu ești prea agresiv în acțiuni și prea multe vrei deodată. Așa că rezultatele pe care, acțiunilor pe care le fac, ei trebuie să le facă în așa fel că să le ofere rezultate benefice, dar totodată și un pic de relaxare. Adică ce spunea Lidia cu ciorba aia? Te-a pus să faci ciorbă, dar tu te gândești, bă, dar dacă fac și o supă, stai puțin că vreau să fac și piftie. Păi tu vrei să le faci pe toate? Ori faci ciorbă, ori supă, ori piftie. Deci să le ia pe rând. E o perioadă de reacomodare și totodată de reechilibrare pentru nativii din zodia Gemeni. Nu porniți la atac cu 1000 de idei, luați una, duceți-o la bun sfârșit și după aceea vă alimentați cu următoarea. Altfel, veți reuși să faceți o vizită la medic după programare
să-l întrebați de ce nu cumva asta e astenie de primăvară. Dar voi v-ați încercat, voi v-ați încărcat cu muncă multă și cu bani puțini. Hei, hai să ne mutăm la sensibilul rac, racul care până acum el a primit energie benefică, da? Și a dozat-o, dar acum beneficitatea este orientarea acestei energii benefice într-o anumită direcție, adică stabilirea unui țel, pentru că e o primăvară cu noi începuturi. El poate să abordeze mai multe teme și să le analizeze, să vadă care e cea mai stringentă, ce e mai important acum, da? Pentru că unele decizii pe care le luăm acum pot fi regândite și analizate în momentul când ajunge acasă. Acolo să-ți dai seama că ai acționat prea repede. Deci, faceți un lucru bun. Gândiți odată, de două ori, de trei ori, acțiunea voastră, dar lăsați să treacă noaptea, care e un sfetnic bun. Și a doua zi veți vedea că veniți cu amendamente sau chiar puteți schimba aceasta. Comunicarea nu poate să fie excelentă, pentru că ei, în general, când intră în comunicare, se consumă enorm. Da? Și atunci slăbesc energiile. Ei nu se încarcă imediat acum în primăvară asta cu toate energiile. Energia este așa de bine dozată încât să vedea noroc în dragoste și în căsnicile care sunt de ani de zile, dar și o viitoare sau o posibilitate nouă de a cuceri inima unui partener. Așa că, dumneavoastră, domnilor raci, încercați să vă, cei care încă mai stați și vă gândiți dacă să vă căsătoriți, că ei așa sunt, până se gândesc ei, până trece se baba decid cu colaci și rămân nemăritate două doamne din zodia rac. Ei, ne mutăm la cel care îi convine acțiunea, da? A venit primăvara, leu nu poate să stea, să nu facă ceva. El trebuie, în schimb, acum să caute un echilibru lăuntric. Pentru că el e în perpetuă căutare, în perpetuă acțiune. Dar a obosit. Va trebui, după toată iarna asta, care a fost mai grea, și undeva, obosit, cum zicea și chiar Lidia, a spus Lidia, că toți undeva am fost bulversați, dați peste cap. Eu personal a avut multe întrebări și încă are multe întrebări. E, acum e momentul pentru leu să se analizeze, să vadă ce dorește el în primăvara asta, ce vrea să facă, da? Și, mă rog, primul lucru care trebuie să-și armonizeze toate relațiile. Atât cu cei de acasă, în primul rând, că sunt și lei care acasă sunt mai tensionați, nu datorită lor. De multe ori, așa reu e răbdător. Dar mai are câte un zgârie brânză de la, sau un, eu știu, agitator de... Un gică contra, da, nu? Un sifon. Eu le așa le zic, ăștia care fac aere și nu folosesc la nimic. Și îi întărâtă, îi supără. Iar ei, ca să nu răbufnească și să spună cine știe ce, se potolesc, dar strâng în ei, sunt un cazan sub presiune. Iar acum, presiunea asta trebuie să umble la supapa de presiune și să și-o regleze, să o echilibreze, da? Din când în când, focusați-vă și pe carieră, pentru că latența din iarnă v-a făcut undeva să cam vă neglijați, să nu mai aveți poftă de muncă. Adică, cum glumeam eu, știți, să sculați câinile de la umbră să vă culcați voi. E, acum îl dați la o parte de lângă ușă, că e la acolo să-l ce la răcoare și ieșiți la aer. Schimbați-vă, încărcați-vă sufletul cu energii noi. Ce facem cu fecioara analitică, critică, muncitoare, extenuată după o iarnă grea, că indiferent ce a făcut, că a făcut la muncă sau acasă, în sânul familiei, pentru că fiți convinși, dacă o fecioară a lucrat de acasă, a lucrat și acasă, a lucrat și pentru servici, dar a lucrat atât de mult că, v-am spus eu ce obicei are fecioara, să facă curat acolo unde a măturat acum 5 minute. Iar acum treaba este... Așa, ce trebuie răsfăț, să facă fecioară? Relaxare, detașare, rezervați-vă timp personal. Deci să se bucure în această primăvară de ce vă oferă lucruri primăvara frumoase pentru fecioară. Și dacă ritmul ăla care a fost atât de alert
v-a obosit, încercați să vă încărcați. Eu v-aș propune o cadă cu arome, există atâtea oferte, puneți-vă acolo plântuțe, săruri de baie, aromatizare, luați și un pahar, chiar dacă nu consumați băuturi alcoolice, nu vândem la asta, dar luați un pahar cu băutură și cu suc, da? O muzică extraordinară și lăsați-vă în voia visurilor frumoase, plătiți, da? Toate acestea vor avea ecou atât în viața profesională, pe care după aceea o veți reorganiza frumos, da? Pentru a evita haosul, că voi sunteți dușmanii haosului, cât și în viața voastră personală. Așa că veți găsi sau veți regăsi mai mult timp și pentru voi, dar și pentru partener și pentru familie. Ei, hai să ajungem la o zodie echilibrată care, indiferent că a fost în pandemie sau a fost în pandalie, el se încarcă și cu, și cu una și cu alta. Maestre, faceți laudatio. Nu e laudatio, nu e laudatio, pentru că am întrebat și am văzut mai multe balanțe. Știi ce s-a întâmplat? Lidia a spus că a terminat cu Facebook-ul. Eu l-am mutat pe telefon. De ce? Pentru că eu n-am avut timp să mă gândesc la necazul, la rele. Am preluat un dialog de la alte persoane care au venit cu ale lor și am încercat pe cât e posibil să-i țin așa în priză ca să-i detașez de toate răutățile. Că nici mie nu plac răutățile. Și știi când mă bucur? Când văd că mulți au depășit momentul, au trecut și zice să vă dea Dumnezeu sănătate că ați fost alături de noi. Păi eu am fost alături de voi prin ce v-am scris, dar eu am fost alături și de acasă și de-ai mei, pentru că și cu acolo și acolo trebuia să vorbești, să... Corect, să mențineți echilibrul. Am avut și o perioadă de creativitate și frumoasă, mă rog, am găsit destul de soluții inovatoare. Au fost ani de zile când n-am mai pus mâna pe un creion de desen sau, eu știu, pe un pix cu tuș să fac câteva grafice, mi-am descărcat și mintea. Ia să ni le aduceți, maestră, să ni le prezentați. Chiar vi le aduc, da. Eu aveam prost obicei ca de în primăvară, înainte, m-am rupt obiceiul când ai venit tu, că Andreea știa. Făceam câte o grafică pentru fiecare, pentru posteritate, când nu mai fi, să vă aduceți aminte. Uite și pe mâzgălice ăsta ce făcea când a fost pandemia, că asta nu se uită. Asta cât am vrea noi, nu, cel puțin 100 de ani. Da? Cu siguranță. Bun. Deci balanțele, e maestre. Că îți dă niște sfaturi. Și că în viața sentimentală căutați să vă distrați mai mult. Păi vă distrați, dar dacă aveți neveste care țin post, vă distrați singuri. Vă luați un film frumos, nu alte film, filme de comedie. Uitați-vă la sport, faceți activitate, dacă nu aveți timp să mai alergați sau nu puteți să alergați, măcar alergați în jurul mesei sau dintr-o cameră într-alta. Distrați-vă, dar petreceți mult mai multă vreme, mai mult timp cu membrii familiei, pentru că balanțele prin excelență se încarcă cu energie pozitivă din familie. Când e armonie, în jurul lor totul e plăcut, indiferent că e vecinul. Dacă îl vede că i-a zâmbit dimineața, e bine că n-a murit, ăsta trăiește. Ia uite, le zâmbitori. Și i-ai dat aplomb. Deci, balanțelor, pe cât e posibil, fugiți de tot ce înseamnă stres, gânduri negre. Când aveți ce face, scrieți pe hârtie lucrurile alea care vă deranjează și le dați foc și ați scăpat de ele. Mergem la scorpion, care, vrând nevrând, ei sunt o zodie reflectantă, reflectivă, reflexivă. Ei reflectă la absolut orice și toată perioada asta a reflectat, dar cred că a reflectat și a rămas la cu totul alte lucruri și a uitat să reflecteze asupra sănătăților, asupra stării de spirit. Dacă vedeți voi echinoxul, vine cu un îndemn cam pentru toate zodiile la fel. Fiți veseli, bucurați-vă. Da, optimiști. Optimiști. A ieșit, n-a ieșit soarele, îl căută încă, poate iese și între timp, mă rog, se aprinde lumina în cameră și te bucuri deci, de deci, scorpionii da. Trebuie să se îndrepte spre două domenii, viața personală și sănătate. Și sănătate, aici da. Trebuie să regleze lucrurile. Calitatea vieții pentru ei, acum se definitivează. Este, ca să zic, un prag de trecut, un factor hotărător, perioada asta cu echinoxul, câteva zile la rând, da. Căutați, încercați, așa cum a spus Lidia,
să arătați mai tineri. Nu mai vă lăsați neglijenți așa. Bărbuța aia e bună, dar pentru altul. Deci trebuie să se impulsioneze un pic. Fiți mai fresh. O tunsoare mai nouă. E luna... Acum e luna în creștere, crește și părul mai bine. Să vedeți că toți vom arăta mai frumoși. Rezervați-vă, faceți-vă moment. Eu am văzut și bărbați care merg, nu la neapărat la salonul de înfrumusețare, dar mergeți, faceți un masaj, pentru că voi, scorpionilor, a stat așa, încovrigați, da? Încercați să vă întindeți ușoarele spre bine, spre lumină și spre relaxare totală. Faceți ceva mai multă mișcare, dacă nu sport, că aveți o vârstă mai înaintată, măcar cel puțin încercați să faceți o plimbărică din aia de o jumătate de oră. Eu dau sfaturi de plimbări, dar trebuie să mă țin și eu de treaba asta, că e vecinul meu. Și o să caut un scorpion sau, mă rog, că nu, cu Capricornul nu plec la plimbare, că el are viteză. El are numai viteza 5-a și a 6-a. Și eu, vorba moldovianului. E foarte bine, maestre. Și viteza întâia e cătiniel, a doua e ușuriel, a treia stai bine ușor, că mă răstorni. Păi așa și cu mine, cu balanțele. Haideți, maestre, săgetătorul. Ce să facem cu săgetătorul? Ce pentru facem că, următoarele săptămâni pentru voi vine cu claritate în gânduri. Începe să vă ordoneze gândirea, mentalul. Am fost cam haotici, nu, până acum? Haotic nu un pic, dar un pic ați fost împrăștiați, pentru că din dorința voastră ca și altă zodie de foc să facă prea multe, ați cam obosit, da? Și simțiți nevoia unei schimbări acum. Intuiția aia care voi o aveți și nu o arma noastră secretă. Și nu vă bazați pe aia. Și asta e cea mai mare greșeală. Că niciodată nu ne bazăm pe Dumnezeu din noi. Că eu am spus, intuiția nu e altceva decât Dumnezeul nostru lăuntric. Cel care se lăușește deci, în noi. Deci ne bazăm pe intuiție. Întotdeauna. Și atunci, intuitiv, vei fi cel care știe să facă pasul în direcția dorită. Deci nu vei mai merge așa. Deci avem o schimbare în primăvara asta și trebuie să ne lăsăm purtați de intuiție. Da, aveți și time. Adică aveți un timp în a scurta deciziile. Perioada de a lua decizie. Că voi ziceți, lasă că la voi nu e valabilă noaptea un sfetnic bun. Pentru că voi vreți vreo 3, 4, 5 nopți ca sfetnic, așa ca să tot luați decizia. Intuiția și... tot ce înseamnă decizia de moment, de multe ori, e pentru cea mai zodiile de foc, sunt extraordinar de puternice. Așa că lăsați și intuiția și adevărul să vă fie ghid pe perioada imediat următoare. Capricornul, cu ce crezi că poate să vină primăvara pentru el? A muncit toată iarna, a obosit, s-a încărcat acum, așa. Un pic se încarcă, pentru că el când e aer frumos, aer mai curat, muncește un pic. Bai de capul meu, ce bucurie mare că mai are ceva de muncă. El și-a mai găsit ceva de muncă, da? Acum sunt foarte motivați, pentru că mai ales cei care stau la curte și au și o grădină și ceva, țintene necărut pe coadă la cazma, învârtește sapă, pune florii, pune copacei, de toate. Sunt lucruri care... Intră în vrie. Pentru ei sunt dătătoare de viață, de vitalitate, toate aceste lucrurile. Provocările profesionale sunt pentru ei factorul primordial. Cei singuri să mai lase săpatul, să iasă să sape la corazon acolo, că au șanse mari să găsească sufletul pereche, pe care îl vom căuta și noi în emisiunea de azi. Așa că astrele le aduc mult noroc în dragoste. Se recomandă totuși prudență în ceea ce privește. Atenție! Că de multe ori puteți fi influențați de o minciună sau de o bârfă. Deci nu plecați, nu faceți, ei nu prea au obiceiul ăsta, dar câteodată din exces de curtoazie apleacă urechea și ascultă un neavenit sau o neavenită care îi toarnă o minciună sau o bârfă. Deci nu vă luați acum, pentru că acum eu mă refer la cei tineri. Doamnelor, în general, dumneavoastră sunteți cele care porniți războiul. Nu ascultați bârfe viitoare. Nu știu ce să zic, maestru. Eu vă spun așa, la modul serios. Sunt bârfe referitoare. Eu ți-am văzut soțul pe undeva. Era cu o doamnă într-o cafenea care... Acum nu le mai lasă nevestele să plece de acasă. Ce vorbești? S-au mai liniștit. El le zic să rămână, să mai plece, să scape de ei, că le-a făcut capul mare. Ei, uite, acum ne mutăm la
nativii de învărsători care așa au o perioadă plină de energie, vești bune, sunt încurajați să profite de toate ocaziile. Dar toate ocaziile astea care se ivesc pentru ei vin cu o anumită recomandare. Da? Dați dovadă de calm, diplomație, luați subiectele foarte bine la dezbătut și evitați un singur lucru pe care voi aveți un obicei extraordinar de a-l pune. A discuta în contradictoriu. Deci voi vreți să fiți șef întotdeauna într-un dialog. Dacă vedeți că interlocutorul vine cu argumente, voi căutați contraargumente. Corect. Lăsați-le. Da? Dacă veți avea suficientă răbdare să treceți peste obstacolele pe care le întâlniți, că punctul vostru de forte nu e chiar răbdare. Da? Așa că acum sfatuie țintică răbdare onorabililor, pentru că așa zicea Nene Iancu, da, diplomație cât se poate, le luați la pachet și evitați pe cât e posibil dialogul în contradictoriu sau, mă rog, orice discuție care orice dispută poate crea disconfort și strică armonie. Afară de armonie, ce am zis noi? Optimismul. Optimismul, ei sunt, da, niște speranța. Fire optimiste prin excelență, știi? Ei, ne mutăm la peștișori care s-au detașat cu greu din zodia lor acolo. Acum, ei erau bine acolo, era într-un loc călduț, era iarnă și ningea peștișorul. Stătea liniștit. Ei, acum e acțiune, da? E o perioadă de asumare a responsabilităților. Nu mai merge trândăvela. Acum merge cu munceala. Se depună icrele. Plănuiți cum să obțineți finanțe suplimentare. Așa. Da? Totodată, cum să economisiți pentru a vă putea finaliza planurile propuse în perioada deci de iarnă. E bine acum să gândesc anterior. Cum să facă bani. Data e. Nu, să știi că ei trec foarte rapid la acțiune în momentul când au prins un pic de... Se mobilizează de ușor. De mobilizare. Dar pleacă câteodată cu inima îndoită de unde fac eu rost de bani. Dar ți-am spus eu, ei nu știu să facă bani și din cauza asta își fac griji. Dar are grijă șeful suprem. Ce ia să-i dă eu lua mărâtul ăla să-și ia pantofnoi, că nu mai merge cu ghetele alea, cu cizmele. El mai tinde decât să mai stea așa cocolit, da? Ce spune? Finalizarea planului se face cu la fel cu discernământ, da? Și încercați să fiți foarte aproape și alături de cei din jurul vostru, pentru că atât cei dragi cât și partenerul de viață vă susțin. Vă susțin și cauze și perioadele alea de rebeliune pe care le aveți voi de multe ori, da? Iar asta le va aduce norocul necesar pentru reușită. Dacă stăm să ne gândim, echinoxul ăsta vine cu o mobilizare de forțe și cu vorba ta, spune odată cu șutul ăla, ne scoate din da, Troian mai faci un pic și de ne mută pe Tăpșan. Da? Deci, concluzia maestră este să fim optimiști. Numai. Să da. Nu ne grăbim. Da? Cătălina. Și să analizăm lucrurile înainte de a le face. Sunt zodii care sunt grăbite. Dar, uite acum, contrar sfaturilor care erau înainte, gândiți-vă de două ori și acționat. Pentru zodiile de foc zice, acționați și pe urmă gândiți. Că intuiția ne voastră... Ne ajută intuiția. Deci intuiția voastră e factorul decisiv și dirijorul ăla de karmă, de circulație.